bine să cred. Sunt însărcinată. Ok, dacă doriți mai multe detalii, uitați-vă la acest vlog până la urmă. Hei, bună tuturor! Vă place intro-ul meu? Mie da! Astăzi vom face provocări, surpriză pentru 150 de abonați. Apropo, suntem mai mult de 150 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult din tot sufletul. Și astăzi voi face cu fratele meu provocări, partea a treia. Și de fiecare dată când ne vom aduna câte 50 de abonați, o să facem provocări. Hai să nu lungim intro-ul și să începem. Lilea m-a provocat să spun pe cine iubesc. Lilea, uite, îți spun cu sinceritate, uite, mă jur, eu nu iubesc pe nimeni, am iubit și da, n-am pe cine iubi în satul ăsta, sincer, nu-mi găsesc pe cine să iubesc, dar dacă o să găsesc, o să-ți spun prima ție, cred. Dar până când nu iubesc pe nimeni, pentru că nu-mi trebuie. Da, dacă o să-mi găsesc, bine. Și mama mi-a dat încă o provocare să spun ca cine sunt cele mai bune prietene. Deci să spun, tu ești cea mai bună prietena mea, Lilia, Natasha este cea mai bună prietene și Daniela Recilă, vecina mea. Voi trei sunteți cele mai bune prietenele mele. Cami Hosu m-a provocat să mănânc pâine cu parfum. Ok, deci avem aici pâinea, arată, și parfum. Încerc pâine cu parfum. Nu! Asta pentru provocare. Nu pot mai fac vlog-uri. Olteanu Ioana m-a provocat să... Stai puțin. Cami Hos m-a mai provocat să mănânc pâine cu pasta de dinți. Ok, uite, avem aici. Eu să-mi pun eu, te rog. Olteanu Ioana ne-a provocat să mâncăm puțin dintr-un cartof crud.
Dneska zvolí čistě nemáš. Și ne-am mai provocat să mâncăm pastă de dinți. Să mâncăm iarăși puțin. Ok, hai să facem roata. Uite că fac roata. Ok, am făcut-o. Victoria Baiu m-a provocat să-i fac o farsă lui fratele meu. Înțeles? N-ai înțeles? Ok. Fratele meu, dacă e fratele, tot ok. Deja, trebuie să spui ceva. Uite, dar nu-i spui lui nimeni, bun? Mm-hmm. Nici lui mama. Gine, e vreo bani? Nu, Mica, serios. Eu sunt sărșinată. Nu mă crezi, serios îți spun. Mihai, eu cum să fac să mă crez? Eu sunt sărșinată, mă jur. Și nu. Da, știi, ca să pot spune. Mișa, nu treci la altă temă, eu sunt sărșinată. De atât am crescut. Ce debilu, eu nu vine asta. Nu, serios, Mihai, eu sunt sărșinată. Gabi, tu nu mă crezi, eu am zis, uite, ția mai am zis față de YouTube. Față de YouTube și față de abonații mei, eu am zis că eu sunt sărșinată. Tu nu mă crezi? Eu uite ce la burta mea. Uite, faci eu, la mea, parcă eu sunt sărșinată. Am o burtă... Mișa, eu serios să-ți spun, eu îți spun că și ne-am copilul ăsta. Dar mă crezi? Nu îți spun dacă nu mă crezi. Persoana și încă nu știe. Ca persoană. Carțanțul la ureche. Mă crezi ori nu? Ce cred, Aglion? Care persoană? Ha, s-a primit farsa mea. Eu da, eu știu. Să nu credeți, eu nu sunt însărcinată. Eu am glumit, dar el a auzit. Trebuie să fac altceva să-l spun, da, ok, hai. Vica, pai, asta a fost provocarea ta și am încercat, dar tu puțin ai crezut, măcar puțin ai crezut. Încui ușa, Mihai. Alexandra Zbox m-a provocat să îmi sparg un om în cap la mine ori în capul altcuiva. Eu am aici ouul și o să-l sparg în capul fratele meu. O să sparg în capul fratelui meu acest ou, el nu o să știe, dar ok. Ok, acum vine fratele meu și o să-i sparg oul de capul lui. O să se supere, dar ok. Nu i-am spus de această provocare, așa că merge. Ok, și merge și la provocare. Dacă mama intră aici și fac ouă ăsta, arunca? Unde? Mulțumesc, Andreea Box, de provocarea asta.
cine. Dă și mie un șer de archivă. Ce-ți-o? S-a supărat. Și-am făcut. Alina 115 m-a provocat. Ca să vă zic, vă să vă abonați la canalul ei de YouTube. Linkul este în descriere. Puteți să vă abonați la canalul Alina 115. Alina te pup. Daniela Recila m-a provocat să fac un video cu ea.